dumneavoastră vă doriți o candidatură? Eu am spus foarte clar, eu sunt în echipă cu domnul Gentea, noi oricum suntem o organizație foarte unită, suntem una dintre cele mai bune organizații din țară. Deci dumneavoastră veți candida indiferent de situație? Nu, nu, nu. Eu sunt în echipă cu domnul Gentea, noi am avut discuții, v-am spus, suntem o organizație unită, avem o disciplină de partid, dacă toate etapele normale ale unei candidaturi vor trece în partid, atunci nu se întâmplă nimic. Eu cred în mecanismul interior al partidului și eu probabil că voi lua orice decizie o voi lua doar în urma unei discuții cu domnul Gentea. Am spus de atâtea ori, suntem echipă și facem lucrurile împreună, le-am făcut de atâția ani și le facem în continuare, bineînțeles. Dar la noi absolut totul se discută și este democrație. Poate să zică oricine, orice, poate să-și pună părerea, poate să-și dea cu presupusul, nu se supără nimeni, nu zice nimeni nimic. Dar... Concretez eu, Piteștiu va merge cu o echipă care va câștiga alegerile. Asta cu siguranță. Așa e și la Pitești, asta v-am spus. Împreună cu domnul Gentea vom alege cea mai bună soluție pentru Pitești, asta v-am zis. Contează și... Ca să ne înțelegem, eu cred în candidatura domnului Gentea că vom câștiga. Asta aș vrea să înțelegeți, ca să nu scrieți altceva. Pe raționamentul ăsta puteți candida și dumneavoastră la Consiliul Județean, de exemplu. Dar asta chiar m-am uitat în viața mea să...